conflict între Virginia și Alexandra. s a de Gagea ca să rămână pe aici. Cum reacționează concurentul de la și Casa Iubirii? Alexandra nu vede cu oții bune apropierile dintre Gagea și Virginia, așa că reacționează. Andreea Mantia a întrebat-o dacă este geloasă pe cei doi, însă concurenta de la și Casa Iubirii neagă cu vehemență. Alexandra nu o vede pe Virginia trasă de iubitul ei, Gagea, ci, mai degrabă, Consideră că încearcă să se apropie de el pentru a fi implicat în diverse subiecte și, astfel, telespectatorii să fie, în continuare, cu ochii pe ea. Pe Alexandra o deranjează scopul cu care Virginia se apropie de Gagea. Rod a înțeles rapid reacțiile Alexandrei și a spus: Deci Virginia s-a răgățat de Gagea ca să rămână pe aici. După această remarcă a lui Rodi, prezentatoarea de la casa Iubirii l-a întrebat pe Gagea dacă crede că Virginia l-ar place însă tânărul a spus că între el și Virginia nu este mai mult decât o amiciție, înrucât se înțeleg în privința mai multor subiecte. Și nu cred că mă place. Pur și simplu ne înțelegem bine, empatizăm unul cu celălalt, dacă nu e mult spus, dacă nu se interpretează iar. La rândul ei, Virginia l-a aprobat pe iubitul Alexandrei. El am înțeles în diverse situații. Aceeași întrebare a primit-o și Alexandra și a explicat că nu o vede pe Virginia îndrăgostită de Gagea, însă consideră că încearcă să se apropie de el pentru a fi activ în cadrul emisiunii. Brunet a observat că, de când Bianca Giurca a intrat în emisiune, Patrick nu mai este atât de interesat să interacționeze cu Virginia, precum era în trecut. Cum reacționează Gagea la conflictul dintre Alexandra și Virginia? Însă Virginia a argumentat că între ea și Gagea sunt niște simple interacțiuni de colegialitate și nu încearcă să se folosească de nimeni pentru a fi în centrul anumitor situații care să o ajute să-și păstreze locul în casa iubirii. Și nu cred că am nevoie nici de Gagea, nici de nimeni ca să stau aici, în casă. Alexandra a tras această concluzie după ce Virginia a fost de mai multe ori de aceeași părere cu Gagea și după ce l-a invitat în camera roșie. În acest sens, Andreea Manti a întrebat-o dacă este geloasă pe cei doi. Nu am pe ce să fiu geloasă, a spus Bruneta. Chiar dacă tânăra a explicat ceea ce crede despre Virginia, Gagea a ținut, și el, să-și expună punctul de vedere vis, -vis de această situație.